Salutare tuturor și noi am fi la un episod de asta vom ca ceva Kingdom and Castles și în acest episod o să facem foarte multe lucruri, o să facem rost de ceva fier și o să vedeți voi ce mai facem pentru că am pregătit mai multe idei și of camera m-a atacat acei vikingi cred că de două ori și un dragon a venit și tot am rezistat fără nicio problemă pentru că mi-au dat foc la case dar nu mi-a distrus nimic și cei mai mulți dintre ei nici nu au apucat să intre pentru că au venit prin zona aceasta și au murit foarte rapid și un golem de la mare care a încercat să distrugă aici zidul acesta nu a reușit pentru că a murit foarte rapid pentru că acum avem o apărare foarte bună și este perfect pentru că ne putem apăra și noi. Deci, da, ceva ce am mai făcut eu pe aici? În primul rând am scos toate astea de piatră. Nu le-am scos, le-am oprit să nu mai muncească nimeni pentru că nu avea rost Aveam 3 aici, 2, 5, cu câte 4 oameni înăuntru erau sau, da, 4 oameni, 20 de oameni care practic stăteau degeaba aici pentru că noi avem full de piatră, avem foarte multă, nici nu mai am loc pe stockpile și ani să le opresc. Dar vreau totuși să iau mai mult căul pentru că aici ăsta era oprit, pentru că m-am gândit eu că n-ar rost să ținem atât de multe, dar acum cred că e mai bine să mai facem și rost de ceva căul. Bun, ideea este că mi-a spus cineva în comentarii, se cheamă Bot. Eu îți dau un sfat, nu mai tăia păduri că un youtuber străin în fără mai bine pune de aia care te automat, că ăia îi plantează înapoi. Please, răspunde. Bun, e Bot, cam așa îl cheamă pe el. A spus treaba aceasta, sincer și eu mă gândeam la asta și am vrut să fac și în episodul acela. Și asta am făcut o camera, Am dus aici un drum. Opa, de ce mi-a luat foc ăsta? Nu e nimeni prin apropiere și totuși mi-a luat foc. Abar n-am ce se întâmplă aici. Și poarta arde. Da, nu contează, oricum probabil o să se stingă imediat. Și am pus aici doi forestări. Am pus unul într-o parte și unul în altă parte, sunt doi. Și facem destul de mult lemn. Am văzut că taie lemnul destul de bine și îl și replantează foarte rapid. Crește, uitați cum a crescut ăsta aici. Foarte rapid, bun mă, mi-au luat foc astea, de ce? Nu prea știu. Da, măcar vin ăștia cu apă și stingalea. Nu înțeleg de ce a foca. a, mai luat foc unul de ăsta aici, dar nu a pățit nimic. Și nu știu exact ce se întâmplă. Bun, ce vreau eu să fac să mă apuc? În primul rând o să vreau să fac asta cu fierul, pentru că m-am dus eu aici la industrie și am văzut că este iron mine. Nu, cost, nu, costă foarte mult, de exemplu 25 de lemn și 5 piatră, mi se pare destul de puțin. Și o să punem aici două de astea, de fier, să ne fier. Nu știu exact dacă o să ne ajute fierul cu prea multe chestii pentru că încă nu știu la ce se folosește, dar probabil fierul ajută la multe. Fierul este un material foarte bun și cu siguranță o să ne ajute. Bun, ce am văzut eu în episodul precedent este că eu aici am pus acest manor și un cottage care este aici, dar un locul la astea era o biserică pe care uh, a, nu, de fapt, a fost distrusă de vikingi și am crezut că erau case, dar era de fapt o biserică acolo și vreau să o pun la loc. Deci aveam noi o biserică, nici nu mai știu unde era la town, un church aici este și o să-l punem fix așa. Este o structură deja aici. Cred că nu am pus eu bine, da, spune așa. Este o structură acolo. Asta mă, că nu, nu puneam bine. Este un loc, uitați, este un loc liber în spate. Și de-aia puneam, eu puneam ceva de genul acesta, da? Trebuie așa. Bun, facem și noi o biserică, o să dau puțin mai rapid ca să ne grăbim. Și până una alta, o să mai mergem noi pe aici și să vedem cum mai stă treaba cu fierul. Dacă se adună fier, ăștia lucrează, ia să vedem, ăsta este fierul, de când am Dar probabil o să se strângă și fier, nu știu exact, dar o să vedem. Bun, acum este cearciul acesta, se construiește, o costă foarte mult lemn și piatră, dar nu ai ce să faci. Bun, am mai pus aici o fântână, trebuie să pun din ce în ce mai multe fântâni pentru că zona este mult mai mare și trebuie să ne extindem cu casele și cu toate chestiile astea, deci trebuie mai multe fântâni. Eu vreau să mai pun un manor pe aici ca să avem noi locuințe mai multe, o să-l pun totuși aici. Și vreau să mai lucrez la stradă. Cred că în felul acesta vom pune toate toate astea. Așa, iar pe margine vom pune noi încă un drum. Iar pe viitor, când ne gândim să mai punem un zid, o să-l punem pe apă. Cred că va fi destul de tare să pun zidul pe apă. Și da, hai să continuăm, astea se termină aici. Cerciul este pe la jumătate, hai să dăm puțin mai încet, să nu fie chiar așa rapid. Și avem foarte mulți oameni care stau degeaba, deci trebuie să îi punem și pe ei la treabă. Și aici la industrie am văzut eu un mason care uh, repară structurile cu damage, cu piatră. Deci îi dai piatra uh, piatră și repară structurile cu damage, ceea ce mi se pare extrem de bine. Totuși nu o să pun acolo, o să-l pun aici în locul acesta, pentru că Aici vreau să pun mai multe case și alte chestii Aici probabil o să mai extind cu fermele Pentru că este o zonă bună și mai pot să mai pun De exemplu, uitați să pun Chiar, chiar o să fac acum un windmill aici Trebuie, Îmi trebuie un drum A Town road Ia să vedem acum oare ajunge Da, ajunge Și hai să mai punem ceva ferme pe aici Prin... Toate zonele astea punem ferme. Foarte multe ferme. Iar aici o să pun un un hambar. Un hambar mic. Un Small Granary pe care nu prea am unde să-l pun. Sau ba, da Într-un fel. Dacă scot fântâna aceasta și merg la Small Granary să-l pun aici, avem. Un grănar foarte aproape de aceste ferme. Avem mai multe ferme pentru că nu mai stăm bine. De fapt, stăm bine cu mâncarea, dar nu foarte bine și nu prea îmi place treaba aceasta. Hai să vedem să au construcțiile pe aici. Nu. Bun. Iar eu trebuie să mai pun fântâni neapărat. Deci, neapărat trebuie fântâni din ce în ce mai multe aici. Sunt locuri libere. Hai să punem două. Pun așa. Și să vedem unde, unde nu e bine. Fântânile nu sunt prea multe. Hai să pun și una aici. Și una aici. A, nu, trebuie să fie mai aproape. Bun. Ia să vedem. Astea de mâncare stau bine. Totul este ok. Chiar merge bine. Și avem fier din câte văd. Avem 24 de bucăți de fier. Ceea ce este foarte tare. Ăsta este minereul de fier. În caz că nu v-am spus. Probabil am uitat asta. Culoarea aceasta mai maro, să spunem așa. Și da, bun, ia să vedem noi acum ce se mai întâmplă pe aici, pentru că știu că mai văzusem eu ceva, avem blacksmith care ne dă, în, ne face armament, nu știu dacă vreau să fac deocamdată asta, dar probabil în episoadele următoare o să mă documentez, să văd exact ce face, pentru că am armament, dar unde sunt oamenii care se bat cu vikingii și cu toți ăștia, trebuie să am și eu niște trupe și aici, nu știu exact cum stă treaba aici pot să antrez doar 3 trupe dar o să vedem noi pe viitor, o să mă documentez și o să văd cum stă treaba Asta e plin aici, ar mai trebui unul pentru că văd că toți se duc rapid aici și după nu mai au uh, unde, ia să vedem poate mai avem uh, încă loc de încă un grânar aici nu mai este loc uitați, nu nu-i acceptă mâncare, mai trebuie unul acolo neapărat felul acesta mai punem unul pe aici. Nu, no, nu mai are rost. Sunt două una lângă alta și n-am făcut bine că sunt două. Aici, uite, asta e aproape gol. Asta nu este. Da, probabil că fac bine că mai pun încă unul în partea aceasta. Și ia să vedem mă, ce mai putem să mai facem noi. Cum vă spuneam, mă, trebuie să mă extind pe aici, pe partea aceasta. Și vreau eu să fac rost de mai mult lemn. Pentru că lemnul este foarte bun și am nevoie mereu de lemn. Deci o să mai continuăm cu drumurile. Vreau eu să pun uh, un, uh, aici la, cred că la Town, un pierd ăsta, așa se cheamă. Îmi ia lemn destul de mult, cred. Dar totuși o să punem pe aici, așa, să se construiască, o să dăm puțin mai... Repede totul ca să se ducă să se construiască și acolo. Biserica este făcută. Putem să facem și o donație. Am donat. Bun. Încă 17 oameni. Avem 318 oameni, deși am 317 paturi. Asta e o problemă, dar cred că e bine. Și da. Se duc mulți aici. Uitați cât de mulți s-au dus să construiască toate astea. Dar nu au materiale. Trebuie materiale. A, acum duc materiale și după vor construi. Bun. Ia să vedem. Ăștia aici au dus... Da, s-a făcut full instant ăsta. 200 din 200. Probabil ar trebui demolat. Nu știu dacă îl demolez, îmi dispare mâncarea oare? să îl demolez pe ăsta și să pun două. Aici. Să pun două de-astea mari și să-l scop ăsta small nu știu exact ce să fac pentru că astea deja sunt full și asta nu este bine deloc sau cine știe o să vedem noi o modalitate o să mai pun oricum pe aici o să vedem avem și case de astea mici nici nu știam că există casele astea aici cottage asta e bun uitasem de casele astea mici și trebuie să dispară de aici că nu prea îmi plac și cottage-ul ăsta o să-l scot. Deși vreau să mai pun un manor ca să pot să-l scopăra să nu cumva să avem probleme, o să mai pun un manor aici. O să scot acest cottage și sunt chestii pe jos care trebuie luate. Ia să vedem, astea s-au făcut? Nu. Iar eu aici trebuie să gândesc din nou acest drum, o să vreau să demolez toată asta. De fapt aia nu trebuia, dar nu mai contează și să mă gândesc din nou cum vreau să stea toată treaba aici. O să consum foarte mult lemn, dar imediat o să facem roste și mai mult. Vreau la town să pun drumurile. Probabil tot așa voi pune. Aici sunt 1, da, deci distanță de 4 între 4 și așa. Va veni toată treaba. Deja punem drumurile, dar nici măcar nu am case pe aici, dar nu contează oricum. O să fie totul bine. O să punem până la urmă case și o să zic, mă, e bine că am pus deja drumurile și treaba este deja făcută, practic, pentru zona aceasta. Hai să dăm puțin mai rapid, totuși. Ne atacă un dragon și o să vedeți cum moare dragonul ăsta rapid. Hai să dăm pe normal ca să vedeți și voi... Uh, mai bine cum moare ăsta. Dar văd că pe aici sunt probleme. Trebuie neapărat să pun și pe mijloc, cumva. Uh, castele, pentru că pe mijloc nu... Nu-l atacă, din păcate. Dar hai să ne mai ocupăm noi aici. Vreau la food. Neapărat un granary aici. Neapărat unul aici. Pentru că este o poziție bună să pun un granary. Și chiar o să fie bine. Hai să... Dăm puțin mai rapid, totuși. Dați cum o să moară dragonul ăsta. Am spus eu în episoadele trecute că dragonul nu moare, poate doar la lungă, dar am văzut că și moare. Uitați cum a venit aici, cred că o să moară ăsta. La cât de meci a luat. A murit? Da, uitați, a căzut pe spate, în apă și a murit. Destul de bine, zic eu. Pentru că l o moară, chiar e ok. Ia să vedem, astea sunt aproape făcute. Probabil trebuie să mai fac drumul. Uite cât de bine mi-a venit aici ca să continui așa. Și să pun drumul pe apă. Deci nu mai am lemn. Din păcate, vedeți voi, asta, astea nu se descurcă aici. Din câte vedeți, voi avem foarte multe bucăți de astea de lemn. Dar trebuie să le taie eu manual. Pentru că ei taie lemnul, dar crește mai repede decât taie și trebuie să-i mai ajutăm și noi, într-un fel, să mai tai E bine totuși că am foarte mulți oameni și pot, pot să-i folosesc oricând, pentru că nu mai este ca în trecut să nu am oameni sau chestii de genul acesta. Deci, da. Bun, aici o să trebuia să pun un forester. De fapt, mai mulți. O să văd eu cum o să fac ca să pun pădurari aici. Neapărat trebuie padurari pentru pentru lemn din ce în ce mai mult, pentru că avem nevoie, trebuie să recunoaștem. Toată zona asta s-a făcut aici, totul este bine. Și da. Bun, menorul încă nu, nu este gata, din câte văd. Și 25 de case parcă erau, nu știu dacă era ok. Dar vă că am miscat oamenii și asta nu e bine. Dar avem 23 care stau degeaba, totuși este în regulă. Ia să vedem ce mai putem să mai facem, pentru că parcă văd eu ceva. Spital, avem deja, cerci, astea cred că le-am făcut pe toate, librărie. Nu am o librărie? Chiar nu am o librărie? Acum văd. Da, n-am sigur, pentru că acum dau seama că culoarea asta nu am văzut-o. Trebuie pusă pe undeva în mijloc librăria să vedem. Aici nu cred că pot pune nimic. Sau aș putea spun încă... Da. Cred că acolo puteam să mai pun un windmill, ia să vedem, o moară de vânt ca să primească și astea un bonus, și să pun aici, la town, uh, librăria, să punem totuși în zona aceasta, pentru că oricum și pe aici o să pun foarte multe case și o să fie bine. La happiness uh, am 34, nu e chiar ok, 34, ne trebuie mai mult. Hai să facem un festival, să-i uh, facem pe ăștia mai fericiți mai facem și o donație aici pentru că oricum avem foarte mulți bani și asta să vedem cum se descurcă acest grenary an încă nu este terminat fier avem 54 de bucăți, e chiar bine hai să facem noi aici un small stockpile special pentru, pentru, fier și să vedem ce se mai întâmplă avem foarte mult căul, 374, știu că am început de episodul cu 150 și chiar este bine. Deci, cred că pe aici s-a terminat uh, toată treaba. Hai să tai eu toți uh, copacii aceștia de la început. Și după să mă duc uh, mai în față cu, cu drumul, o să lăsăm deocamdată așa. O să dăm uh, viteză mai mare. Să vedem, librăria încă nu s-a terminat, dar imediat se întâmple. Ăsta s-a făcut stockpile -ul. Nu accept nimic în afară de fier armament, tools, deci putem să facem și chestii de genul. Aici o să depoziteze ăștia tot fierul și o să fie chiar bine. Nu. No. Văd că avem mult lemn aici. Acum avem și mai mult lemn. Chiar e bine. Vreau la town să pun eu pe aici. Deși avem niște, fi, niște lemn pe acolo. Ai e bine că avem lemnul exact lângă noi și putem folosi foarte rapid la la construcția drumului, practic, pe care îl fac exact lângă lemn. Bun. Deci, da, aici va veni un forester. Chop, chop, chop. Bun, iar aici la fel. deci am dat cancel la ăla? Bun, îi lăsăm acolo să taie tot ce au nevoie. Acum avem 310 paturi, ar mai trebui totuși. Mereu trebuie din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai mulți. Și ia să vedem cu ăsta, e aproape plin, mă, e chiar uh, bine poziționat, trebuie să recunosc că l-am pus bine de data asta. Știu că mâncarea mea rămânea aici și se cam strica uneori din câte am văzut. Eu am uitat să pun hambarul aici, nu l-am pus. Este aproape plin, Cred că va face față fără probleme. Asta ce-i aici, mă? Tavern. Nici nu știu ce face, dar... Ok, hai să mai facem un festival pentru că ne permitem să dăm banii ăia. Nu e problemă. Și hai să vedem noi aici cum mai stă treaba. Vreau neapărat să termin cu drumurile. Așa. Și să încep să pună forester din nou. Felul acesta. Două. Cred că două sunt de ajuns pentru că deocamdată nu mai avem nevoie de așa mult lemn și oricum avem încă două, deci în total patru avem. Mai e bine, cred că a ieșit toată treaba ok cu lemnul, pentru că știu că aveam probleme, dar acum nu mai sunt probleme. Piatră, din ce în ce mai puțină piatră, hai să mai dăm totuși drumul la doar la două de astea. Sau nu, hai să, dau, să nu dau drumul, că aici este aproape plin acest stockpile. Și să dăm drumul aici la una, și încă una. Pentru piatră, aș vrea totuși să opresc unul de asta pentru că deja avem foarte mult cearcăul și probabil nu o să mai am unde să-l depozitez, deși aici este un stockpile foarte mare și e bun, e chiar bun. Deci, da, ce am făcut în acest episod, practic am făcut ăsta, de exemplu, am făcut o librărie, biserica, am reconstruit, am mai pus fântâni pe aici, am mai făcut fermă, windmill-uri, am mai pus și ce am mai făcut, am mai pus grânare, cred că 3, unu aici, unul mare aici, încă unul aici. Și ideea este că totul este mult mai bine. Am din ce în ce mai multă mâncare, din câte văd eu, totuși aici, ăsta, până la urmă, tot s-a umplut și nu e bine, pentru că, de exemplu, astea stau goale, cred, alba nu sunt și astea full, da. Bun, mâncare, vreau să mai pun unul aici neapărat, să mai punem unul și după să vedem ce se mai întâmplă, în episoadele următoare neapărat trebuie să uh, continui aici cu pier astea, să ne apărăm și noi mai bine. Cred că deja o să le pun, deși nu o să se întâmple mare chestie, pentru că nu, nu au cum să le construiască ăștia așa rapid. Uitați câtă piatră mai am. S-a adus piatra aia rapid. Hai să oprim asta ca să ne apucăm și noi să facem piatră multă. Să dăm drumul la toate astea de piatră. Avem 4. Dar știu că mai pusesem, nu doar 4. Sau doar 4 erau? Cred că da, doar 4. Uitați cât, câți oameni s-au dus să construiască aici la pierurile astea care nici nu știu ce sunt, dar oricum episodul următor deja vor fi terminate, uitați cât de rapid se construiesc destul de tare. O să pun și pe aici pe margine, o să fac eu rost de foarte multă piatră, să sperăm că totul va ieși bine. Și ce am mai făcut eu pe aici, la Forester, am pus doi pierurile astea, drumurile făcute. Azi nu puțin mai așa să vedeți cum mai stă treaba. Astea sunt pline, și ia să vedem, ăsta s-a umplut, nu s-a umplut. Și ăștia mai pun și pe aici, cred că acum s-a umplut. Ăsta e plin, ăsta e plin, toate sunt pline. Și nu prea au cum să stea, să stea cu mâncarea, așa să o plimbe în continuu, pentru că nu, nu au cum. Și uitați că practic caută peste tot loc ca să bage mâncarea și asta nu e chiar ok. Deci asta nu e bine pentru că am mai, am mai multe ferme decât, decât loc pentru depozitare. Și nu, oricum lume, eu am făcut în acest episod destul de multe, sper că v-a plăcut episodul, am citit și un comentariu și în episodul următor o să mai citesc eu despre apărare și o să văd ce o să mai facem. Deci eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, baftă lume, pa.